Principala lucrare de infrastructură realizată de Consiliul Județean în cursul anului viitor va fi drumul județean de la Pâlcișa la Vulpăr și refacerea, practic reparația capitală a podului de peste Mureș. Așa cum știți și dumneavoastră, în urmă cu ceva vreme ne-am confruntat cu o problemă majoră. Atunci când s-a intervenit și s-a lucrat pe podul de peste Mureș la intrarea în Alba Iulia. Practic, câteva luni de zile am fost dați peste cap, s-au căutat trasee alternative și noi care trăim în municipiu și cei care au tranzitat municipiul au văzut ce înseamnă acea lucrare. La momentul respectiv, propuneam ca traseu alternativ acea porțiune, asfaltarea acelei porțiuni de drum între Pâlcișa și Vulpăr și refacerea podului de peste Mureș, pentru că acolo știți și noastră este o porțiune de piatră cubică, astfel încât, practic, să putem avea o soluție alternativă în cazul blocării traficului la intrarea dinspre Sebeș, pe intrarea în Vinț, Vulpăr, Pâlcișa, Alba Iulia. Vreau să le mulțumesc colegilor din Consiliul Județean care au înțeles necesitatea unui astfel de proiect. Lucrările vor începe în cursul anului viitor. Noi urmează să am stabilit să prindem această lucrare în programul de lucrări pe anul viitor. Așa cum știți și noastră, ca să începe lucrarea, trebuie mai întâi să fie prinsă în buget. Va fi prinsă în buget. Va avea loc licitația și se va începe lucrarea pe acel tronson. Practic, acolo înseamnă o asfaltare și o prelungire a investiției pe drumul județean care vine de la limită județul Hunedoara prin Blandiana și care practic face legătură cu Vulpărul și pe pod intrarea spre Vinț cu posibilitatea de a se merge mai departe spre Hunedoara sau spre Sibiu. Și din punctul ăsta de vedere, eu cred că această investiție va ușura foarte mult și traficul în municipiul reședință de județ. Așa, în o altă